am parcurs detalii tehnice ale casei și am văzut soluții, dar hai să vedem cât costă aceste soluții aplicate pe reabilitarea energetică a acestei case în trește. Acum suntem în Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, în casa proprie și personală a lui Sabi Varga, casă care este reabilitată energetic. Și o să parcurgem împreună pașii prin care se face această reabilitare energetică. Costuri, că asta ne doare pe toți. Cu ce buget ai plecat la drum? Cu ce buget? Cam 400 de euro pe metru pătrat, suprafață construită, desfășurată, cam asta este, cred, o țintă rezonabilă din care pot să rezolv tot ce mi-am propus. Și energetic și feng shui, adică estetic. Da, și estetic. În acest buget, sigur, este inclus și esteticul, pentru că am putea să facem această reabilitare la preț mult mai rezonabil din materiale mai puțin sofisticate, ca să zic așa. Mai puțin lemn și mai mult plastic. Asta e motivul pentru care ai tubulaturile sunt din metal. Și tubulaturile sunt din metal, poate și din această considerentă. Și de-aia nu pui plastic pe fațadă, ci pui vată minerală. Da. Deci costuri sunt vreo 400 de euro metru pătrat, dar dacă am arde gazul, de fapt, că vorba aia, în zona asta gaz este, putem să-l ardem. Dar ce vreau să vorbim, să mai arătăm mai exact, e cum prin fiecare etapă prin care se trece, se poate controla, se poate vedea cantitatea de energie care se economisește, de fapt, în raport cu toată casa. Și acum, astea sunt grafice pe care Sobi și le-a făcut din PHPP și o să parcurgem trei tipuri de grafice, nu o să fie așa de hardcore informația. Primul e un pic mai tehnic și anume, în primul grafic vedem cantitatea de energie pe care casa, la momentul inițial, ar fi consumat-o. Adică, casa la 100 de metri pătrați ar fi avut nevoie de 489 de kWh per metru pătrat pe an. Kilowattoră este ceea ce, când îi scoți factura de gaz, te uiți acolo și vezi cât plătești. Pentru încălzire și pentru apă, apă caldă. Deci doar strict componenta de încălzire și apă caldă, nu vorbim de parte de curent. Și apoi, Sobi, ai schimbat tâmplăriile și ai rezolvat etanșeitatea. Asta a scăzut consumul de la 489 la 428 de kWh pe metru pătrat pe an. Cu 13%. Cu 13% a scăzut consumul. S-a rezolvat apoi ventilația. Adăugând sistem de ventilație cu recuperare de căldură, au mai scăzut per total cu 19% costul, adică încă 6% a avut contribuție sistemul de ventilație la 374 de kWh pe metru pătrat pe an. Apoi este rezolvat planșeul de peste subsol, în zona care există acest subsol sau demisol parțial, și am văzut la 362 de kW și acum vedem un salt imens în momentul în care s-ar termoizola podul. Deci am termoizolat podul și am ajuns la 190 de kW pe metru pătrat consum de energie, adică cu 58%. Uite, asta este poate să fie un prag în care dacă e o clădire monument istoric și nu mai poți să termoizezi fațada, poți în continuare să reduci cu mai mult de jumătate consumul de energie. Și apoi următorul salt major, 65 de kW, respectiv să ajungi cu totul la 65%, este termoizolarea fațadelor. Da, la 85% economie din energia pentru încălzire. Deci am fi plecat de la 489 și ajungem într-un final la 65 de kW pe metru pătrat pe an. Cât gaz să arde în ambele variante? În prima variantă am folosit 50.000 de kWh echivalent în gaz, care într-un an, care ar duce la un cost de 10.000 de lei într-un an. Iar în cazul final o să folosim cu 85% mai puțin gaz, adică 1.500 de lei cost de încălzire pe an. Pe gaz. Încălzire plus apă caldă. Da.
Și costul va fi cumva similar și cu pompa de căldură, numai că o să avem o emisie de dioxid de carbon mult mai scăzută. În cazul inițial avem o emisie de CO2 de 100 de kilograme pe metru pătrat pe an. Deci dacă casa ai fi continuat să o folosești nereabilitată termic, adică fără niciun fel de intervenție, dar cu centrală de gaz montată sau cu sobă pe lemne, în fiecare an pentru a o încălzi, s-ar fi emis 100 de kilograme de dioxid de carbon pe metru pătrat. Au 100 de metri pătrați, 10 tone. Deci amprenta de carbon a acestei case ar fi fost de 10 tone de dioxid de carbon per an. Deci 10 tone pe an, ori 30 de ani de utilizare a casei, înseamnă 300 de tone. Tone de dioxid de carbon aruncați în atmosferă pentru căsuță, că este o căsuță de 100 de metri pătrați. Și dacă facem toți pașii reabilitării, atunci scădem aceste emisii cu circa 85%, ceea ce înseamnă 15 de kilograme pe metru pătrat emisii de dioxid de carbon. Înmulțit cu 100 de metri pătrați, asta înseamnă 1500 de kilograme pe an. Este în continuare amprenta dioxid de carbon a casei, în varianta în care se face încălzirea în continuare pe gaz. De aici devine de fapt importantă investiția într-un sistem alternativ tip pompă de căldură, pentru că îți diminuează semnificativ impactul asupra mediului al casei. Poate că nu ne pasă asta acum, poate că nu îl băgăm de seamă, dar hai un pic să comparăm prin oglindă ce se întâmplă cu mașinile în ziua de astăzi, Euro 1, Euro 2, Euro 3, cum sunt normate și cum plătești impozit diferențiat după cantitatea de dioxid de carbon pe care și după cantitatea de dioxid de carbon pe care o emiți în atmosferă și cum se va translata asta și la nivel de construcții, pentru că nu uităm, suntem în 2020, un an al schimbării. Dar după aia vine întrebarea bun, poate că nu ne pasă de mediu, poate că vrem să ardem lemnul de pomană în continuare sau gazul și că gazul e ieftin în România. Asta e, noi avem totuși baftă la nivel de cealaltă țări, că e gazul mult mai accesibil ca resursă sau și încălzirea pe lemn. Dar hai să vedem o analiză de costuri între cât m-ar fi costat gazul pe durata asta de viață, cât vrei să mai folosești clădirea. Cel puțin 30 de ani nu folosești, vistoși. Cel puțin. Și cât au costat componentele. Pentru că acum știm casa, știi ce factură ai plătit, hai să vedem cât au costat. Prima investiție a fost în plăriile. Aici avem pe grafic arătate costurile specifice pentru fiecare pas al reabilitării și aceste costuri adunate. În pasul 2, când schimbăm tâmplăria, avem un cost specific de 134 de euro pe metru pătrat al ariei utile pe casă. Deci pe tine te-au costat montarea acestor tâmplării cu precadre, performante din punct de vedere energetic și cu toate benzile de tanșare, 134 de euro per metru pătrat. Exact. Cu sau fără TVA? Cu TVA. TVA inclus, adică e cost total. Da, okay. Apoi în următorul pas, ceea ce se vede cu MOV este instalarea sistemului de ventilare, care a costat 34 de euro pe metru pătrat arie utilă încălzită. Asta e cu portocaliu 34 de euro, că cu MOV este suma tuturor etanșităților, care a costat între 3 și 5 euro. Da, putem să zicem și portocaliu. Și eu nu așa o văd. Portocaliu mai închis. Mai închis. Noi oricum inginerii vedem în 16 culori, știi? Adică maxim 256. Deci 34 de euro pe metru pătrat a costat sistemul de ventilație, inclusiv tubulaturi și montaj. Da. Mai vedem 45 de euro pe metru pătrat, modernizarea încălzirii în clădirea. Și în pasul 5 mai intră câteva cheltuieli. Termoizolarea podului este 49 de euro pe metru pătrat. Asta deja este estimat. Aici este estimat. Deci până pasul 4 știm costurile exacte. Deci ai cheltuit sigur. Da. Și de aici ce urmează să cheltuiești. Exact. Iar cu 20 este termizolarea planșeului de peste demisol. Și mai vine 84. 84 este termizolarea fațadelor.
Deci 84 de euro pe metru pătrat de clădire ajunge să coste termizarea fațadului. Ce văd eu acum foarte așa schițat din graficul ăsta, că ferestrele rămân în continuare cea mai sensibilă componentă, cu cel mai mare impact asupra bugetului, dar și cu un impact semnificativ asupra performanței, pentru că sunt cele mai scumpe componente, dar sunt și cele mai slabe termic, din toată casa, mă refer. Adică dacă pereții au 0,15 W pe metru pătrat Kelvin transmitanță, ferestrele bune au 0,80. Ferestrele medii de pe piață au pe la 1,2. De acord cu tine, și aș mai adăuga ultimul pas, aș mai atrage atenția asupra pereților, pentru că există acel mit conform căreia un perete masiv din cărămidă plină nu pierde căldură și nu trebuie termoizolată. Și putem să vedem în celălalt grafic, practic, termoizolarea acestor pereți are cea mai mare influență asupra performanței energetice. Ca și componentă, adică componentă individuală. Și prețul, costul este mediu. Al doilea după ferestre, putem să zicem. Cea mai bună performanță, cel cost mediu, versus ferestre care au cea mai slabă performanță cu cel mai mare cost. Ceea ce putem să vedem de aici, faptul că ventilarea și etanșeitatea au un cost relativ scăzut pe toată, raportat la toată investiția, și aportul acestora este poate cel mai ridicat. Adică ca și confort. Ca și confort și ca și performanță energetică. Deci un sistem de ventilație cu recuperare de căldură nu e un capăt de țară și nu este cea mai scumpă investiție într-o casă. Dar îți crește confortul pentru că ai aer proaspăt permanent și pentru că reglezi mult mai bine climatul interior. Dar, de fapt, sistemul de ventilație intră la capitolul de instalații. Și dacă l-aș scoate de aici, dacă l-am scoate de aici, de fapt, prețul s-ar duce o bună parte din el în costuri de investiție în instalația de încălzire. Exact. Și în cheltuieli în timp. Dacă am ajuns la cheltuieli în timp, deci tu ești cu casa în momentul de față, astăzi, la momentul în care noi filmăm, ai băgat în casă vreo 210 euro pe metru pătrat în reabilitare, doar în componente de reabilitare. Exact. Componenta estetică, singura componentă estetică de aici este tencuiala de la interior, care a fost pusă... Mai sunt și ușile de interior, tot din lemn, care au avut un cost relativ mare. Dar nu-s băgat aici. Nu sunt. Nu-s băgat aici. Nu sunt. Deci, zic, mă refer la faptul că care sunt costurile care nu intră aici. Și în momentul de față. Și mai sunt, ok. Și mai sunt, dar nu știu ce. Instalația electrică nu este... Care ai oricum trebuie să o faci. Care oricum trebuie să o refaci pe toată casa dacă faci o astfel de reabilitare. Bun, deci ai băgat 210 și urmează să mai bași până pe la un 400, aproape 380-400 de euro pe metru pătrat. Astea sunt estimări. Întrebarea pertinentă pe care am mai primit-o și știu că o să o primesc este: merită toate astea? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să facem un calcul elaborat în care să cuprindem atât toate costurile de investiție, cât și toate costurile de exploatare în timp, actualizate sau raportate la momentul actual. Ce înseamnă asta? Trebuie să luăm un calcul de valorizarea monedei, trebuie să luăm un calcul creșterea prețului energiei și trebuie să adunăm toate aceste costuri pe o perioadă relativ lungă. În calculul de față am folosit o perioadă de 20 de ani. De ce 20 de ani? Pentru că unele componente poate să își sfârșească durata de viață cam la 20 de ani, durata de viață normată. Sigur, asta nu înseamnă că se vor strica, dar trebuie să ne asumăm câteva ipoteze în calcul. Și că în medie 20 de ani, 20-30 de ani este și durata pe care ți-ai face un credit. Da. Este durata medie în care ți-ai face un credit, zicând că ok, perioada bancabilă de care trebuie să ții cont, pentru că dacă tu îți faci un credit, tu plătești dobândă. Exact, dar
creditul și reabilitarea în pași cumva nu sunt compatibile, pentru că tocmai de aia îți faci reabilitare în pași ca să eviți un credit și ca să atingi o performanță energetică ridicată din capitalul propriu. Din banii pe care îi faci. Pentru că poți să-ți eșalonezi cheltuielile pe o durată mai mare. Ai făcut 10.000 de euro, îi bagi în casă, dar îi bagi în casă în așa fel încât să și reduci după aceea imediat costurile. Da, și să știi și care sunt pașii și care este relația între pași. Adică să nu încep cu izolarea fațadei și după aceea nu știi cum să montezi fereastra. Cum? Dar fațada, dar mă vede vecinul. Vine să vadă vecinul ce fațadă nouă am. Aici e un contrast foarte mare între cum arată casa pe exterior și cum arată acum pe interior, pentru că în interior este 100% utilizabilă și pe exterior mai poate să mai stea. Așadar aici sunt toate costurile pe care tu le-ai făcut pentru casa ta. Asta. Da, primii 4 pași sunt cu valoare cumva, adică costurile de investiție sunt deja realizate și avem facturile și pasul 5 și 6 este planificat și ce vedem pe grafic sunt costurile totale pe ciclu de viață actualizate pentru momentul 0. Cu roșu închis vedem costurile cu încălzire și apă caldă de consum, care sunt relativ ridicate mari la primii pași și urmând să scadă la minim, zic eu, la ultimul pas. Adică, deci dacă tu ai fost să folosești această casă de 100 de metri pătrați, culmea, e chiar exemplu didactic, are fix 100 de metri pătrați util casa și tot indicii se calculează pe metru pătrat. Așadar, dacă ar fi fost să folosești această casă pentru următorii 20 de ani și ai fi tras linie cât te-ar fi costat, asta este ce vedem pe grafic, ar fi costat 584 de euro per metru pătrat util, înmulțit cu 100 de metri pătrați, ar fi fost 58.000 de euro, 58.400 de euro în 20 de ani, costul total de încălzire și de apă caldă. Ar mai fi costat 41 de euro per metru pătrat ori 100 de metri pătrați, 4.100 de euro curentul electric pentru a folosi toată casa. Deci 58.000 de euro căldura, gazul, banii dați pe gaz. Și apoi, pe acest grafic, ai băgat niște bani în ferestre, ceea ce în 20 de ani, dacă ar fi fost să îi împarți per metru pătrat și per 20 de ani, ar fi însemnat 66 de euro. Deci după 20 de ani, băgând la început aceste ferestre, se distribuie în 66 de euro per metru pătrat, pentru că și scade valoarea în timp. Asta trebuie să ținem cont. Fiecare component are o durată de viață. Sunt elemente din casă pe care trebuie să le schimbi după X ani. Și ferestrele vechi făcute de bunică au fost schimbate. Nu? Și ferestrele astea se vor schimba peste 40-50 de ani. Și băgând ferestre performante, a mai scăzut un pic din consum, dar per total, cele două adunate ferestre plus gazul consumat, tot la aceeași sumă dau. A venit partea de ventilații care a dus și ea o anumită sumă în 20 de ani. Bun, deci până acum am văzut că cele trei sunt egale, dar adică dacă ar fi fost să consider gazul pe care îl ard în 20 de ani, respectiv cât mă costă că am băgat tâmplării noi și sistem de ventilație cu recuperare nou și s-a modernizat instalația de încălzire, suma este fix aceeași. Însă cum contorizez confortul? Pentru că în momentul în care am băgat sistem de ventilație crește calitatea aerului în casă, plus având ferestre performante nu mai ai probleme de condens, de mătrage rece, deci casa devine și mai sănătoasă. Și apoi vedem un salt foarte mare în grafic în momentul în care începe să se termoizoleze. Pentru că vedem termoizolarea planșeului de peste pod și vedem termoizolarea planșeului de peste parter și a planșeului dintre demisol și parter. Au mai fost și aici niște costuri care s-au adăugat, dar făcând aceste două termoizolații a scăzut prețul, costurile date pe încălzire la 258 de euro per metru pătrat suprafață utilă, adică la 25.000 de euro în 20 de ani. Și am termoizat apoi pereții, care da, vin și ei cu un cost, nu? Dar mi-a scăzut și mai departe consumul la 100 de euro per metru pătrat per an, adică 10.000 de euro în 20 de ani. Asta înseamnă că dacă faci toate aceste renovări și contorizezi în timp
contorizezi într-o plajă de 20 de ani, dacă nu modernizai nimic, ai fi cheltuit în total vreo 60.000 de euro. Dacă n-ai modernizat, cheltuiai banii ăștia pe gaz. Dacă ai modernizat, ai băgat niște bani în modernizări, dar ai economisit din prețul gazului. Și aici calculul este făcut pe prețul de gaz, pentru că asta este sursa de încălzire de aici. Și de fapt, în 20 de ani de utilizare a casei, vei fi cheltuit în total 400 de euro, adică 40.000 de euro însemnând investiții în performanță energetică și în cheltuieli pe gaz. Și mai sunt cele două componente importante. Creșterea confortului, pentru că a crescut semnificativ confortul, și reducerea impactului asupra mediului. Nu este vorba numai de costuri în toată această poveste, pentru că știm că avem un fond construit foarte mare, sute de mii de clădiri care sunt realizate la standarde joase de la 1900, 1950, 1980, care consumă foarte multă energie și emit foarte, foarte multe gaze cu efect de seră. Și de aceea este important să realizăm o reabilitare la cel mai înalt standard, în care să țintim cele mai mici emisii de dioxid de carbon, ca să putem să avem un efect cât mai favorabil asupra mediului pe termen lung. Dacă facem o reabilitare cumva greșită, adică la un standard mai scăzut și cu eficiență de 100% mai scăzută, atunci practic noi de acum închidem acele tone de dioxid de carbon în atmosferă. Deci acum noi decidem practic emisia noastră de dioxid de carbon pe următorii 50 de ani. Și din punctul meu de vedere, pe lângă costuri, care sigur sunt foarte importante, trebuie să conștientizăm faptul că clădirile noastre au un impact foarte, foarte mare asupra mediului.